Începem cu un caz absolut șocant care a avut loc în Slobozia, județul Argeș. Un băiat de 14 ani este de aproape 3 săptămâni în comă după ce a fost lovit cu o piatră în cap. Incidentul acesta, oameni buni, s-a produs după ce băiatul a intrat în conflict cu mai mulți copii de școală primară, copii de numai 10-11 ani. Vreau să vă spun că altercația a avut loc chiar în curtea unei școli, iar directoarea a încercat să facă tot posibilul să scape de responsabilitate și să se dezvinovățească. Vreau să vă spun că băiatul acesta abandonase școala și se dusese de foame în curtea instituției de învățământ, pentru că voia să-i ceară surorii sale mai mici laptele și cornul, pentru că nu mâncase nimic în ziua aceea. Nimeni nu-și imagina că va ajunge în comă pe un pat de spital. Această poveste incredibilă, imediat stăm de vorbă cu părinții lui și vorbim despre acest subiect, dar după ce vedeți acest material. Camerele de supraveghere au surprins altercația dintre copii și se vede limpede că băieții încep cearta despărțiți de gardul școlii, iar apoi întregul conflict se mută în curtea instituției de învățământ. Cu toate acestea, profesorii au avut o reacție incredibilă atunci când li s-au cerut explicații despre tragedia petrecută în propria ogradă. Poftim? De ce să închidem poarta? Cine sunteți dumneavoastră? Sunteți profesorul de serviciu școlii? Dar dumneavoastră, când a venit băiatul ăla care e în comă de 10 zile, unde erați? Aveți aprobare de la doamna director? Nu, avem aprobare de la inspectorul general. Arătați-mă. Cum vă numiți dumneavoastră? Arătați-mă. Cum vă numiți dumneavoastră? Nu vă interesează pe mine cine sunteți să-mi spuneți să... Dar cine sunteți dumneavoastră? Cine să mă spun? Sunt profesorul de serviciu al acestei școli. Directoarea școlii a acceptat până la urmă să vorbească despre incident, dar a încercat din răsputeri să se delimiteze de orice răspundere. Ceea ce știu eu este că în curtea acestei școli nu s-a întâmplat nimic care să fi dus la acest caz destul de grav. Adică dumneavoastră nu aveți certitudinea că a fost lovit copilul? Nu că nu cap. Am certitudinea, eu am anchetat acest lucru și nu am ajuns la această concluzie. Imaginile de pe camerele de supraveghere din intersecție arată însă fără dubii cum băiatul de 14 ani încearcă să se apropie de curtea școlii, dar este ținut la distanță de niște obiecte proiectate în direcția sa de către copiii din incintă. Un proiectil de dimensiuni considerabile trece razant pe lângă adolescent și rămâne în mijlocul șoselei. Băiatul totuși intră în curte și elevii din școală fac un cerc în jurul său. Sunt puști de 10-11 ani din clasele primare. Ies cu toții din raza camerelor de filmat și, când reintră în cadru, băiatul se ține cu o mână de cap. E limpede că ceva s-a întâmplat. Doamna director o ține însă una și bună. În instituția pe care o conduce nu a avut loc niciun incident, iar școala nu are nicio legătură cu nenorocirea. Profesorul de serviciu era în spatele școlii. A văzut ceva? Nu. Nu. Nu a fost o bătaie cu pietre? Nu, pentru că Funie, Marin și încă un băiat care băteau clopotul peste drum la biserică nu au intrat în acel moment și nu s-au bătut cu pietre în acea pauză, în așa fel încât acest băiat să cadă și să... Deci nu s-a întâmplat în curtea școlii. Spuneți-ne, cine a anunțat poliția? Nu știm. Deci dumneavoastră nu ați anunțat poliția? Nu, pentru că eu am fost informată vineri, v-am spus. Și de ce nu ați anunțat vineri poliția? Nu ați crezut că e suficient? S-au dus? Nu, poliția a fost anunțată de către părinții copilului. Abia după ce poliția a declanșat o anchetă și directoarea și-a dat seama de gravitatea incidentului, atunci a pornit și ea propriile cercetări. Am făcut ședințe cu părinții. Copiii respectivi au fost anchetați și la poliție, împreună cu părinții. Adică încă doi colegi ai acestuia care se presupune că ar fi dat cu o piatră. Copiii respectivi la poliție și la ședința cu părinții au spus că nu au văzut că vreo piatră s-ar fi dus în capul acestui copil. Unul dintre ei a spus că a văzut când o piatră i s-a dus în umăr, celălalt a spus că nu a văzut că ar fi dat cu o piatră. Au spus că într-o pauză, acest copil, Funie Marin, a intrat cu buzunarul plin de pietre în curtea școlii și ar fi dat în ei. Și s-a lovit singur sau cum? Nu. Ar fi dat în ei, nu știu dacă... Și ei, la rândul lor, au aruncat cu pietre în el sau au apărat sau... Nu. Și atunci piatra l-a lovit. Cine a dat-o, doamnă director? Un elev de la clasa a treia, da. Un alt elev? Dar într-o altă pauză. Luată la întrebări, directoarea se contrazice de la o vorbă la alta.
Pe de o parte spune că a descoperit vinovatul, pe de alta că nu știe cine l-ar fi lovit cu piatra pe băiatul de 14 ani. S-a luat vreo măsură împotriva elevului de clasa 3-a care l-a lovit? V-am spus că am făcut ședințe cu părinții. Eu, ca director al acestei unități, nu am constatat că acest copil i-a dat cu o piatră în cap. Și nu considerați că trebuie luată nicio măsură? Ba da, măsuri am luat. Cum să nu? Ce măsuri ați luat? Asta am instruit din nou profesorii de serviciu. Elevii au fost chemați, părinții elevului respectiv, care... Și ați pus afișul acela cu nimeni nu are voie să intre în curtea școlii dacă e străin, nu? Da, de ce? Să nu-l pun. I-ați scăzut nota la purtare? Da. Asupra copilului din clasa a 3-a. Da. Când i-ați scăzut-o și la ce... În momentul în care am aflat că a dat cu o piatră... Și ce notă i-ați dat? Ce notă i-ați dat la purtare? Păi, bine, pentru că ei au calificative, au foarte bine. Nici o pedeapsă nu o consolează însă pe mama băiatului aflat acum în comă pe un pat de spital din București. Am intrat la el, l-am îngâiat, l-am luat, l-am pus mâna pe mânuță, pe obrăjor, pe piept, am vorbit cu el, zic, mamă Marin, dacă mă cunoști, răspunde, fă și mie un semn, că sunt mama ta. Nu mi-a făcut nimic, niciun semn, era cu furtune băgate pe nas, pe gură. Ce v-au spus medicii, doamne? De-a zis că e prea mie șanse. Mama băiatului susține că acesta se dusese la școala unde învață una dintre surorile lui mai mici. Voia să-i ceară acesteia cornul și laptele pentru că îi era foame. Femeia mai are încă 6 copii și posibilități financiare reduse. Georgeta Funie spune că a fost alungată pur și simplu de la școală atunci când a vrut să ceară explicații. A zis să nu mă duc la ei la poartă, că n-am ce căuta nici la băiat la poartă, n-am voie să mă duc nici la poliție. Cine v-a zis că n-aveți voie la poliție? Învățătoarea. Învățătoarea? Da, că n-am voie. Și nu m-am dus. Se pare că polițiștii au aflat de incident întâmplător din relatările localnicilor și s-au autosesizat. În acest caz, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală gravă. De asemenea, și Inspectoratul Școlar Argeș a declanșat o anchetă internă. După ce s-a aflat că au renunțat la fetița lor de nici 2 ani, nevăzătorii din Cluj reacționează. Știți ceva? Hai, la revedere! Hai. Tatăl micuței, Dan Popa, vine astăzi cu declarații surprinzătoare. În plus, mama biologică a acestuia, bunica fetiței, face dezvăluiri incredibile despre întreaga poveste. Aflați totul imediat! Aurelia Funie, sora mai mare a băiatului, este în această seară alături de noi. Alături de noi se află și avocat Beatrice Comăniceanu, Liliana Levința, jurnalistă, și doctorul psiholog Cristian Andrei. Bună seara! Bună seara. Am văzut povestea fratelui dumneavoastră, Marin, 14 ani, da, care se află în comă de 10 zile. Starea lui care este starea lui așa? Acum? Foarte gravă. Doctorii nu ne dau șanse... Adică doctorii v-au spus că n-are șanse să supraviețuiască? Da, de când l-am dus la spital. Iar totul s-a întâmplat în curtea școlii, unde el practic s-a dus la sora noastră. Ca să... era foame, că a vrut să mănânce cornul și laptele. Știu, probabil că de asta s-a dus la ea acolo. Dumneavoastră, cum știți că s-au petrecut lucrurile? Pentru că am văzut-o pe doamna directoare, pe care o așteptam să intre și în direct, că s-a contrazis de câteva ori. Apoi am văzut că s-au pus afișe pe zidul școlii, să nu mai intre persoanele străine aici. Adică. Cum știți că s-a întâmplat? El a venit atunci și acasă la 12:30. S-a întâmplat undeva între 11 până în 12. La 12:30 a venit acasă și mi-a spus că îl doare capul. Eu l-am întrebat, zic, ce ai pățit la cap? Eram în casă, mâncam. Zice, mi-a dat un copil cu o piatră în cap. Direct în tâmplă. Da, m-am uitat aici la tâmplă, nu l-avea spart decât că era puțin umflat. I-am pus compresie în momentul când copilul se punea în pas, adoarmă, tresărea din somn, plângând că îl doare capul. Mi-a spus de câteva ori că îl doare capul, tot așa. Eu i-am întrebat, zic, mergem la spital? A zis că nu. Nu v-ați gândit că poate să fie ceva grav? Nu, pentru că eu nu m-am întâlnit cu așa ceva în familie până acum. Și? După aia, tot așa, n-am mai avut durere. Astea, seara s-a băgat la somn. I-a spus mama că îl mai doare puțin. Ziua următoare, joi,
s-a trezit, a stat acasă tot cu compresie la cap. Tot vă spunea că are probleme și că îl doare și că nu se simte bine. Atunci nu ne-a mai spus. Decât o singură dată ne-a mai spus că îl doare capul și după aia nu a mai spus. Probabil că, vă dați seama, creierul începea să fie inundat în sânge. Și nu mai comunica, nu mai vorbea, simți că se schimbă? Nu mi-a dat nimic de înțeles că se schimbă. Și? După aia au venit bunicii de la Muzăcen, l-a luat la ei să-i ajute pe acolo, pe la treabă. N-a dat niciun semn că ar avea ceva. Și după aia m-am pomenit cu telefon de la Maie să mă duc, i-a venit rolul Marii. M-am dus acolo. În momentul când l-am luat cu fratele meu mai mare și l-am pus în mașină și ne-am dus cu el la spital, la Muzăcen, doctora de la spital ne-a spus că deja a intrat în comă. Și v-a spus că toate acestea sunt de la lovitura pe care a primit-o? Da, de la lovitura. O zi în urmă. Avem și familia, părinții, cu noi colega mea, Roxana Hulpe, se află alături de mamă, se află acasă la Marin, băiatul care trece prin acest șoc incredibil și familia lui trece prin acest șoc. S-a dus la 14 ani în curtea școlii la sora lui să ceară cornul și laptele. Era foame, s-a ales cu o piatră în cap de la un copil de clasa a treia, am înțeles. Da. Și iată-l în comă de 10 zile. Roxana, suntem acolo la tine unde ești cu toată familia. Bună ziua, Cătălin, bun găsit tuturor! Da, suntem în curtea familiei Funia, aici în comuna Slobozia, iar în casa din spatele meu locuia până acum 3 săptămâni Marin împreună cu cei 6 frați ai lui. Marin are 14 ani și a renunțat la școală, a terminat doar clasa 4-a și asta pentru că muncea cu ziua. La fel făcea și în acea zi în care a fost bătut la școală, el trăgea clopotele, i s-a făcut foame și s-a dus la sora lui la școală să ceară cornul și laptele. A tras clopotele pentru 15 lei pe zi. El, imediat după bătaie, a venit pe picioarele lui acasă și a povestit mamei ceea ce a pățit. Mama, care și-a crescut cei 7 copii așa cum a putut. Mai greu, mai ușor, însă nu v-ați dezlipit de ei nici măcar o clipă. Nu. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Nu v-ați dezlipit de ei, cel puțin până în acest moment, când copilul dumneavoastră se zbate între viață și moarte pe patul de spital din capitală. Da. Când l-ați văzut ultima dată? L-am văzut când a venit acasă. Atunci, miercuri aia, când a venit acasă, noi mâncam. Și l-am întrebat, măi Marine, mamă, zic, de ce veni și acum acasă? Zice, mama mi-a dat un băiat cu o piatră în cap. Da, eu zic, mă Marine... Dar vă rog frumos să-mi spuneți, când l-ați văzut ultima dată pe Marin? Ați fost la spital? Am fost, da, aseară o săptămână. Duminică, cum ar fi, duminică noaptea. Deci el în data de 19 februarie, da. Incidentul a avut loc pe 17 februarie. Da. A ajuns la spital în data de 19, da. Noaptea. Da. Dumneavoastră l-ați dus la spital? L-a dus fata la spital și la urmă m-am dus și eu după el la județeană, acolo la spital. La cât timp ați mers să-l vedeți la spital? Păi atunci, când l-a plecat cu el cu salvarea de la Muzăceni, am plecat și spre spital cu o fată cu o mașină. Uite, Roxana, o să... El a ajuns la Pitești o să și te de acolo la București. Să rămâi acolo cu mama lui Marin. O să vorbim și cu invitații noștri, pentru că vor să vorbească. Este și sora lui aici, alături de noi, Aurelia. Cum vi se pare, domnule doctor Cristian Andrei? Păi vreau în primul rând să învățăm ceva pe oamenii de acasă, care se uită și care au copii, care se mai bat, mai cad, trebuie știut că un traumatism craniocerebral cum este acesta minor, adică cu o lovitură care nu sângerează, poate să genereze prin faptul că trece lovitura prin os care e dur, osul lovește creierul, poate să genereze o hemoragie mică. Ceea ce s-a întâmplat în acest hemoragia aceasta mică, dacă este ignorată, în câteva ore sau chiar zile, poate să devină irreversibilă prin compresia pe care o exercită asupra creierului. Creierul se retrage de lângă craniu încetul cu încetul până ajunge aproape de o treime uneori. Și este enorm de mult sânge acolo și creierul, dacă este atât de comprimat, suferă uneori leziuni irreversibile.
pentru că se necrozează. Doctorii le spun că băiatul doamnei și respectiv fratele Aureliei nu mai are nicio șansă. Am înțeles că asta el avea spus, o șansă, doctor. Cătălin, dacă ajungea. Avea o șansă dacă ajungea, oră, două, dar oamenii ăștia n-au știut cum să, da? Exact. Să procedeze. Tocmai de asta sfatul asta. E foarte bun pentru cei care se uită la noi. Dacă se plânge copilul că a fost lovit sau ceva, nu stați cu el acasă, mergeți la doctor, că ferească Dumnezeu. E bine să-i pui compresie rece, într-adevăr, dar este extrem de important să facă acea radiografie primul simplă de craniu atunci, în orele alea. Pentru că se face o mică puncție, se scoate sângele și se oprește hemoragia și se este salvat copilul. Trebuie știut lucrul ăsta. Oamenii aceștia sunt niște oameni simpli, sunt oameni care au o familie numeroasă. Nu s-au gândit nicio secundă că poate fi atât de grav. Nu, mai dureros el... este faptul că directoarea școlii, să mai vedeți câteva declarații, le-a spus, nu, directoarea școlii, lăsați că așa era copilul bolnav de 10 ani sau cum. Da, ea nu și-a dat seama de că se poate întâmpla după câteva zile. Adică v-a și certat spunându-vă că nu e din cauza... Da, că nu este din cauza pietrii care a primit-o fratele meu la școală, că este din cauza la părinți. Că copilul a fost bolnav, că... de la omosea, după aia tot așa s-a dat zvonuri pe acolo pe la noi că adică încercați să intrăm în direct cu directoarea școlii. Nu că ar fi dumneai ei principala vinovată. Nu, dar știi ce e interesant? Copiii aia, se pare din materialul clasa vostru, 3-a, 4-a. Reiese că au făcut scut împotriva acestui asta copil. Asta e alt subiect foarte important. Cineva i-a învățat pe acești copii să dea cu, nu știu, nu neapărat să dea cu pietre, dar să devină violenți în momentul... Copiii să mai bat cu pietre. Nu. Asta e un caz vechi, după părerea mea. Acest băiat, după... Da. Poate vorbesc prostii. Au avut ceva acest cu băiat el. A fost discriminat mult timp, probabil. Exact. El era văzut ca unul care n-are ce să caute în curtea școlii. Da. Probabil. Asta... Era văzut că e sărăcuț, că el și-a abandonat și școala și de asta. Da. Și ziceți că... Vorbim despre un fenomen de delicvență juvenilă, care, din păcate, ia amploare, indiferent că ne aflăm la sat sau în oraș. Pentru că și cu privire la acest incident, să fim serioși, s-a aflat al cui era copilul, s-a aflat faptul că mai avea o soră în școală, da? Dacă profesoarele, doamna de serviciu care spunea că era, ar fi luat legătura cu familia pentru că se cunosc în sat. Altfel ar fi stat lucrurile și ar fi putut fi salvat. Nu ar fi stat atâtea zile să ajungă la spital. Sunteți avocată. Copilul acela e în clasa a treia. Ce se poate întâmpla în acest caz? Din păcate nimic, pentru că ei nu răspund penal până la vârsta de 14 ani. Perfect, dar școala plătește vreo despăgubire. Poate cineva să... Deocamdată, cum a spus și doamna directoare, adică cine are responsabilitatea părinții toată povestea asta? Pentru că atunci când au fost audiați cu părinții, se va lua o soluție în acest dosar, dar nu o soluție care, într-adevăr, copilul respectiv să înțeleagă că ceea ce a făcut este foarte grav, pentru că acest copil poate să moară și nu ne putem lăsa pe ureche faptul că suntem minori, nu avem nici măcar... De atunci, trimis copilul la școală. Cine ar trebui să aibă grijă de el? În primul rând... Noi ca părinți să știm să educăm cum să se poarte la școală, iar după aceea instituția, profesorii, da, directorii, montarea camerelor video. Se vede pe imagine, se bat cu pietre. Da, se bat cu pietre și la fel școala, se bat pe imagine faptul că... Școala nu este a profesorilor, iertați-mă. Nici măcar a copiilor, cum se vorbește uneori așa în demagogie. Școala trebuie să fie a părinților. Părinții își trimit copiii la școală cu un scop anume. Părinții trebuie să controleze ce se întâmplă în școală. Haideți să mai vedem câteva declarații ale directoarei, care astăzi, directoarea școlii din Slobozia, s-a dus la Pitești, la inspectoratul școlar. Încercăm să intrăm în legătură cu dumneaei, pentru că, nu știu, e un caz pe care vrem să-l înțelegem mai bine. Nu o considerăm pe dumneaei principala vinovată, dar o vrem să vină în direct, să povestească și să stăm de vorbă, nu? Presupun că și voi, Aurelia, și tu și mama ta vreți să vorbiți cu această femeie, care e directoarea acestei școli. Nici directoarea, nici învățătoarea lui sormea copiii din clasă, cel puțin nici nu ne-au întrebat odată cum să simte copilul. Nimeni. De ce? Pentru că sunteți săraci, amărâți sau ce? Nu, acolo e altceva la mijloc, e altceva, e clar că... Întreabă pe mama lui Marin. Cu familia. Copilul, doamnă, v-a mai povestit vreodată că a fost alungat de la școală, că a mai fost lovit înainte de acest incident? Nu. Nu s-a întâmplat niciodată să mai ducă la școală să fie gonit acolo? Nu. Și atunci cum vă explicați că acum copiii l-au luat la... Nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Am stat de vorbă cu fetița dumneavoastră mai mică, cu Iulia, cea la care Marina a mers la școală și mi-a spus că elevii știau că el e mai sărac și s-au legat de el tocmai din acest motiv. Mă, iar ai venit după corn, iar ai venit după lapte. Păi, poate o fi zis, nu știu, de...
Păi nu știți dumneavoastră, doamnă, dar vă spun un lucru. Dacă băiatul dumneavoastră s-a dus cu buzunarul cu pietre la școală, înseamnă că el a mai încasat-o și se pregătise să se apere. Da. Mă înțelegeți? Dar se vorbește că chiar băiatul director ar fi fost cel care ar fi... Nu. Implicat? Un alt băiat. Un alt băiat. Da, și după ce a dat cu piatra, am înțeles că ar fi căzut jos și după aia toți copiii l-a luat la picioare și la pumn. Și l-au sculat alți doi copii. Deci o asemenea violență din partea unui grup de copii nu este întâmplătoare. Acolo se întâmplă ceva în acea comunitate. Nu. Copiii nu reacționează așa. Și cu primarul. Uite, putem vorbi cu primarul comunei. Adică dacă doamna directoarea școlii nu vrea să vorbească cu noi. Copiii nu reacționează atât de violent. Nu e normal.